sia professionale, universitario, accademici, di spessore politico. Io voglio la domanda se non siamo a giusto spazio. Decât dacă abuzi. Alături de prietenii mei Ioana Dance și Gabriel o să vorbim despre ediția într-un singur volum a caietelor lui Emil Cioran. Am făcut o relativă distribuție a rolurilor. Voi vorbi eu, apoi Ioana, nu? Apoi Ioana despre Cioran și muzică, Gabriel și după aceea Dance, care va încheia. Eu vreau să vă spun, cred că, trei lucruri despre caietele lui Cioran. Unul este că aveți în față o operă de Emil Cioran care nu seamănă, nu poate fi redusă la și întregește într-o manieră remarcabilă celelalte opere pe care le-a scris. Din cauza exilului, opera lui Emil Cioran se împarte vizibil în două. Este opera în limba română, prelungirea în limba română pe care a mai scris-o la Paris, până când, în cele din urmă excedat, a abandonat limba română, într-un fel radical, nu vorbea românește nici cu prietenii lui și era enervat să o facă, deși când îi venea la îndemână
într-o manielă goliardă, revenea cu plăcere la limba română, o limbă de care era îndrăgostit și pe care o aprecia foarte mult. Deci după abandonarea limbii române a scris numai în franceză, a vorbit cu un noroc schimbător, cum am povestit, nu numai în franceză. Și am fi avut, dacă nu ar fi existat caietele, am fi avut un cioran român și un cioran francez, care, grosomodo, pot fi, cei doi ciorani pot fi caracterizați în felul următor. Este aceeași magmă eruptivă și reactivă în care recunoaștem sensibilitatea lui cioran. El adeseori spune despre el, sunt isteric, pentru că reacția lui era vulcanică față de lucruri. Trăia, le simțea față de lucruri, pe lucruri, de parcă ar fi fost un ecorșe, și când ar fi fost jucuit. Avea o sensibilitate, cum el spunea, care depășește cu mult posibilitatea spiritului meu de a o exprima. Considera că spiritul este inferior sensibilităților. Deci și la cioranul românesc și la cioranul francez vedem acest lucru. Ce se schimbă însă în mod semnificativ este amprenta stilistică. Avem un foarte bun stilist de limba română, cam descheiat, metaforizant, uneori deșucheat de gongoric în metafore lirice în limba română, și avem dimpotrivă un cioran stăpânit de rigorile limbii franceze și de rigorile mai ales tradiției pe care a ales să o ilustreze în magnifica limbă franceză pe care a vorbit-o și mai ales a scris-o, și anume tradiția moraliștilor francezi. Și când spun tradiția moraliștilor francezi, trebuie să vă gândiți în primul rând la acel tip de rigoare, frumusețe, simetrie, precizie, tăioasă a frazei pe care în limba franceză a inventat-o un om, iar numele lui este Blaise Pascal. De la el toți au învățat să scrie economic, profund, tăios, simplificat. Cioran din această școală vine, iar limba pe care a stăpânit-o i-a putut în anii 80 lui Jean-François Revel să-i scoate exclamația că cel mai bun stilist al limbii franceze astăzi este un român, Emil Cioran. Dar tabloul nu ar fi fost complet dacă n-am fi avut norocul ca Simon Bouet, partenera lui, să fi descoperit sub patul lui de student permanent, să fi descoperit aceste caiete 57-72, care constituie, sper, doar primul volum al caietelor lui Cioran. Pentru că după dispariția lui Simon Bouet, femeia care făcea curat, brocanteuza, a descoperit într-un dulap care se afla în exteriorul, dar pe culoarul apartamentului, se pare restul caietelor care merg până la sfârșitul anilor 80, despre care o să vorbească mai încolo Gabriel. E o aventură, ele există, au fost descoperite, mă rog, sper ca până la urmă să intre și sub ochii celor care iubesc scrisul lui Cioran, pentru că, și cu asta o să închei prima parte, după care expediez rapid a doua. Pentru că ce avem aici este un cioran diferit de cioranul românesc și de cioranul francez. Este un cioran, îmi vine să spun, extraordinar de atașant. Este cioran care are calitățile ambilor ciorani și, îmi vine să spun, nu are defectele niciunuia dintre ei, cioranul românesc sau cioranul francez. Este, în plus, un tip de scriitură care este foarte direct. Și, în același timp, la cioran, care era atât de negru, atât de pesimist, atât de extraordinar, de cel mai mare calomniator al condiției umane, marele profanator, asta e o definiție pentru om, dar îi se aplică și lui, deși el are această viziune ontologică neagră despre lume, totuși pofta lui de viață, vitalitatea lui extraordinar de proaspătă mereu, care provin din sensibilitate și din inteligență, fac ca ce este negru și descrie ca fiind negru, să-ți transmită un soi de fior de vitalitate în care recunoști o altă calitate de cioran decât cioranul românesc și cioranul francez din scrierile finite. Altfel spus, avem aici un cioran care probabil că este cel mai bun cioran pe care îl cunoaștem. Și sper ca, odată cu volumul 2, să avem tot ce a lăsat cioran, acest tip de cioran.
Al doilea lucru pe care vreau să-l spun se referă la modul în care el abordează lucrurile, ca să ne amuzăm puțin de tehnica lui de demolare. Acum, el este exact contrariu umaniștilor enfatici, adică celor care îmbrățișează pozitivitatea omului, a valorilor, a transcendenței, a Dumnezeului cel bun, și care, precum Gorki, care n-a avut nicio problemă cu tot umanismul lui să îmbrățișeze stalinismul și să închidă gura ermetic în privința crimelor lui Stalin, pe care le-a văzut la fața locului și care deci a fost complice pentru că a tăcut, el, Gorki, să exclame: ce la viec, etă zvucit gordă! Omul, ce minunat să răsună acest lucru! Asta este umanismul emfazei pozitive, pe care Cioran, pe bună dreptate, nu dădea doi bani. Și vedem cum demontează acest umanism al bunelor intenții, și aici îl urmez cu o satisfacție extraordinară. Nu pentru că aș fi un antiumanism, ci pentru că simt cât de grotesc, de gol, ca un chimval răsunător, aluzie la Apostolul Pavel, răsună acest cel aviec ete zvucit gordă, când în epoca celei mai mari represiuni împotriva omului. Pentru că la asta, în fond, duce umanismul bun enfatic al bunelor intenții. Ce avem, în schimb, la el este o deconstrucție, iertați-mi cuvântul deridean, o deconstrucție, o iau cu un sens pre-deridean, o deconstrucție sistematică a tuturor valorilor care s-au construit pe acest creu, pe această găunoșenie a bunelor intenții. În el nu vedem nihilistul par excellence, deși el se revendică mereu din rugăciunea unui dac, din acea abordare nihilistă a lui Eminescu, sau din demonism, din poezia lui demonism. Nu, este o deconstrucție, o dărâmare, o salutară dărâmare a ceea ce este găunos în umanismul emfazei pozitive. Și cum face asta? Pentru că are o cultură filozofică și istorică remarcabilă, ia un autor și l-a smute împotriva celuilalt. Dacă urmăriți, având în minte sursele prin care cheamă din istoria unei anumiți autori pentru a-i dărâma pe ceilalți, este ca un joc de cărți extraordinar de ingenios, în care Origen este folosit ca să-l dărâme pe Celsus, Celsus ca să-l dărâme pe Origen, Gibbon ca să-l dărâme pe nu știu cine, Voltaire ca să-l dărâme pe Gibbon și așa mai departe. Avem un soi de gigantomahie a culturii, în care el, Emil Cioran, folosește diferiți pioni pentru a-i elimina de pe tabla de șah, ca să rămână în final ce? Ca să rămână Emil Cioran. Emil Cioran, cu o afirmație a prezenței, nu spun umanism, a prezenței omului în lume, care în sine nu te disperă, ci te încântă pur și simplu. Pentru că omul era extraordinar de atașat. Și în el trebuie să vedem nu atât o izbândă a personalității locale, cât trebuie să vedem o izbândă a umanului însuși, într-o formulă individuală, numit Emil Cioran din Rășinari, decedat pe Rue de l'Odéon în Paris. Se leagă ceea ce am de spus de una dintre ideile tale. Ieri l-am lansat tot aici pe Kafka, care este kafkian. Astăzi îl lansăm împreună pe Cioran, care este cioranian. Marii scriitori au o amprentă stilistică, dar nu numai stilistică, și vitală, pe care o regăsim cu ușurință chiar și în viețile noastre. De multe ori spunem, am trăit un episod kafkian, sau mă simt, am o dispoziție cioraniană. Deci suntem conștienți de această amprentă a unui scriitor
în viața de zi cu zi. Și numai cu cei mai mari se întâmplă lucrul acesta. Și atunci să pun o întrebare. De ce Cioran are un efect atât de diferit asupra noastră? Horia vorbea de mai multe laturi ale lui Cioran, care se unifică în caietă și sunt absolut de acord cu asta. Lectura lui Cioran are asupra unora un efect devastator și sunt oameni, studenți de-ai mei, mi-au spus Cioran ar trebui interzis pentru că îți vine să te sinucizi după ce citești. Sunt alții, și recunosc că mă număr printre ei, asupra cărora Cioran nu are un efect negativ, ba chiar uneori un efect tonic. Am ales să vorbesc astăzi dintre cele cărțile care se lansează, deși caietele sunt favoritele mele din tot ce a scris Cioran. Am ales să vorbesc despre Cioran și muzica, pentru că această carte, și voi fi foarte scurtă de fapt, această carte este, dacă vreți, prin prejudecățile prin care vorbim despre un scriitor, cea mai anti-cioraniană. Avem un Cioran atipic aici, și anume, avem vorba Monicăi Iovinescu, un Cioran care nu seamănă cu umbra lui. Ea spunea despre Cioran, un om care nu seamănă cu umbra lui. Aici îl avem pe Cioran cel luminos, îl avem pe Cioran cel credincios, pe Cioran pe care eu cred că l-am intuit întotdeauna citindu-l, pe Cioran. Avem cealaltă latură a lui Cioran, un Cioran plin de încredere, un Cioran care își mărturisește admirația față de femeie și dați-mi voie să vă citesc numai un aforism. Fără femeie, muzică rătăcită în carne, viața ar fi o sinucidere automată. E aproape ca Narghezii povestea asta cu muzica rătăcită în carne. Este un Cioran luminos, plin de, dacă vreți, de un fel de optimism, aș spune, care nu există în ce, sau nu există la suprafață în celelalte cărți. Citind diverse cărți despre Kafka, pe care, cum vă spuneam, l-am lansat ieri, am dat peste o carte Kafka cel comic. Pornea de la faptul că atunci când le-a citit prietenilor săi Procesul, Kafka nu s-a mai putut opri din râs. Sunt chiar lucrurile pe care le spune el, adică Kafka însuși mărturisește că citind începutul din Procesul, l-a apucat un râs i s-a părut atât de comic încât a trebuit să se întrerupă și abia apoi a putut continua. Amos Oz, care este un leitmotiv al acestui târg, vorbește despre afinitățile dintre Kafka și Gogol, tot pe ideea de comic, și se poate face o asemenea paralelă, după cum Kafka și Urmuz e deja aproape o banalitate, să spun. Ei bine, același lucru mi se pare că se poate descoperi și în Cioran, se pot descoperi mult mai mulți Ciorani decât ceea ce numim noi cioranian. Cred că e timpul, poate, și cu aceste caiete, și cu Cioran și muzica, să-l scoatem pe Cioran de sub eticheta de cioranism și să descoperim și alte cărți, alte cărți între ghilimele, în el. Să-l descoperim și pe Cioran cel comic. Eu aștept o carte pe tema asta, Cioran comicul, așa cum e Kafka cel comic, sau comicul în Kafka, comicul în Cioran, poate fi găsit, Cioran cel luminos, laturile nedescoperite până acum ale acestui om. Cu privire la rostul acestei antologii, despre care se întreabă îngrijitorul ediției, prietenul Vlad Zografi,
fără îndoială că este vorba de lucruri luate de colo-colo și din care s-a format o carte, el n-a scris niciodată o carte despre muzică, vreau numai să spun că în ziua de astăzi lucrurile acestea sunt destul de la îndemână și de curând mi-am cumpărat o carte despre panseurile despre arte ale lui Rilke, tot așa, alcătuită din fragmente pe care le-a scris peste tot. Atât am avut de spus, nu vă țin mai mult, dar dacă măcar printre studenții mei e cineva aici care să se apuce să scrie o carte despre celelalte laturi ale lui Cioran, voi considera că n-am vorbit degeaba. Mulțumesc! În ce măsură, dacă este alt Cioran aici, sau unul mai neașteptat, sau mai tonic, sau mai vital, în ce măsură este mâna fratelui lui Rele, care a selectat din opera lui toate textele? Poate fi și un Cioran reconstituit de fratele său, care a vrut să-i dea extazul muzical ca o anti-cioraniană. Tocmai că nu mi se pare că este manipulare, nu deloc, și tocmai de asta dădusem exemplu cu Rilke. În momentul în care alegi ceea ce a scris despre artă un autor, n-ai cum să-l transformi. Tot ce se poate spune este că în momentul în care el trăia muzica, a și spus de altfel, muzica este singurul moment, spunea el, în care am conștiința dumnezeirii. Așadar, Cioran, prin muzică, ajungea la acest nivel al lui. Am să încep ceea ce nu-mi propusesem, cartea despre muzică, pentru a intra în orizontul celor spuse până acum de Ioana, a prelungi. Cartea asta e făcută într-o manieră neortodoxă pentru Cioran. El nu ar fi aprobat proiectul, iar editura Gallimard se opune cu strășnicie la orice încercare a unui editor de pe lume de a grupa tematic opera lui Cioran. În Cioran sunt cam vreo 16 teme. Imaginați-vă cum ar fi să ne apucăm să scoatem din nou opera lui Cioran pe categorii. Cioran și plictiseala, Cioran și prieteni, Cioran și moartea, Cioran și muzica, Cioran și Dumnezeu care a apărut. Asta a fost o ambiție a lui Aurel Cioran, fratele lui, care avea o iubire extraordinară pentru Emil Cioran și vrea să-l slujească cumva, să se afle cumva și el în jocul fratelui lui. Și a cerut apăsat să se facă aceste două antologii și Gallimard, făcându-i o grație, a acceptat proiectul în mod excepțional. Sigur că nu e rău. Imaginați-vă pentru studenții de la conservator sau pentru oamenii care au preocuparea, sunt muzicologi sau vor să facă o referință la muzică, găsesc imediat, fără să caute, în 15 volume unde tema, în care tema e risipită. Acum, asta apropo de felul în care s-a făcut cartea, care vă spuneam, nu e foarte corect în raport cu intențiile autorului, dar este utilă. Acum, dinăuntru cărții aș vrea să spun un singur lucru. Raportul lui cu Bach. Când citești Cioran, vezi că are relații speciale și legate de vârste diferite cu diferiți muzicieni. De pildă, Mozart este autorul răsfățat al tinereții. Lacrimi, Paradis, la vârstele mai înaintate, personajul care ocupă obsesiv atenția lui Cioran este Bach. De ce? Din două motive complet diferite. Primul, pentru că dacă e să vorbim de o instaurare a lui Dumnezeu și de o consistență de ființa lui, Dumnezeu începe să existe, spune Cioran, din clipa în care apare Bach. Până la Bach, Dumnezeu n-avea o ființă conturată.
Bach e cel care, căruia Dumnezeu îi datorează cel mai mult pe lume. Asta este o poantă cioraniană și care spune foarte mult de sigur. Altfel spus, muzica lui Bach este îndumnezeită mai mult decât a oricărui alt autor. Spre deosebire de pildă de muzica lui Beethoven, pe care Cioran nu o iubește, tocmai pentru că e o muzică coborâtă în real, în politic, în eroic, în istorie, în fanfară și așa mai departe. Excesive lucrurile pentru quartetele lui Beethoven sau concertele lui de sonatele de vioară n-au nicio legătură cu ce v-am spus înainte. Al doilea motiv pentru care Bach joacă un rol aparte este devine pentru el cioran un model de ce înseamnă a desentimentaliza scrisul. Dacă e să ajungi la un scris exemplar, purgat de orice lirism, atunci trebuie să încerci să dai în scris echivalentul muzicii lui Bach de tipul Arta Fugii și Variațiunile Goldberg. Asta l-a ghidat în partea a doua a vieții și Bach l-a ajutat pe această linie să scape de sentimentalismul și de lirismul tinereții. Asta despre volumul cu muzica. Acum, am să mă axez în principal pe caietele lui Cioran. N-am să vă spun mai mult de două, trei idei. Am numit cartea asta și văd că cei de la editură mi-au făcut onoarea să o pună pe coperta patra, Jurnalul Condiții Umane. Jurnalul Condiții Umane. Este și un tratat al Condiții Umane care a lui Heidegger. Dar ăsta e Jurnalul Condiții Umane. Întrebarea în acest caz e cum e cu putință ca jurnalul unei persoane, unei singure persoane, să se constituie în jurnal al condiției umane. Deci cum poate unul dintre noi să se apuce să își noteze gândurile, multe legate despre el, și discursul ăsta să devină o măsură comună pentru toată omenirea? E absolut uitor. E un paradox. Ăsta, de fapt, e paradoxul jurnalului mare. În paradoxul ăsta au intrat mulți. Marc Aureliu, Grinio, a intrat Augustin, Pascal, moraliștii, Julian Green, mai spre noi, Barbellion, pentru care am un respect infinit, vă rog, dacă îl descoperiți, să-l citiți. Ei bine, toți oamenii ăștia ilustrează paradoxul jurnalului. Scriind despre ei, vorbesc despre noi toți. Altfel spus, dar cum e cu putință așa ceva? De ce? Păi răspunsul e unul singur. Că indiferent cât de diferiți suntem, suntem în străfundurile noastre la fel. Și acest la fel nu-l pot exprima decât cei care au anumită calitate de a își nota condiția la scara unei condiții universale. Condiția personală la scara unei condiții universale. Atenție! În felul ăsta, a scrie despre tine devine o metodă de cunoaștere a omului în general. Altfel spus, eu moraliștilor de care a vorbit înainte Horia Patapievici, devine un acces la omenire. Foarte interesant. Oamenii ăștia au descoperit în secolul 17 că uitându-te la tine și la persoanele aleatorii care te înconjoară în epoca ta, ai acces la un tip de omenire mult mai vast. Și că singura metodă de a cunoaște cu adevărat eul este de a avea un ochi de scrutare în individ, a pătrunde dincolo de suprafețele lui și a găsi structurile de adâncime în fiecare individ al întregii specii. Dovadă, Cioran însuși spune la începutul caietelor, singurul mod de a te întâlni în adânc cu celălalt este să te ocupi de tine și numai de tine, de ceea ce e mai adânc în tine. Altfel spus, privirea care se scufundă
dincolo de suprafețele în care ne mișcăm noi de obicei, dă de acel adânc pe care îl împărtășim cu toți. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun. Horia Patavievici a vorbit deja de asta. Există, iarăși gândesc eu, o metodă cioraniană în aceste formidabile caiete. Metoda este a defascinării. El folosește cumva, undeva la un moment dat, notația asta, scepticismul ca defascinare. Defascinarea, necomplezența, discursul neipocrit la adresa umanității și a ta însuți, este metoda pe care o practică el. Și sunt două direcții ale acestei defascinări sau dezvrăjiri, cum se spune, de vreo 20-30 de ani în cultura română. Cele două direcții ale defascinării, ale dezvrăjirii, sunt omenirea, omul, în întregul lui, și el însuși cioran. Dau două, trei citate. Cum arată defascinarea în privința omului, a omenirii? Iată, spune propozițiul. Cioran, e ușor stupit să vorbești despre el fără să dai flash-urile lui extraordinare. Mă aflu aici ca să dau mărturie împotriva Universului și împotriva mea. Sec. Omul, marele profanator. Tot ce a atins omul în istoria lui a profanat. Atenție, nu vorbește despre marii creatori, nu Mozart a profanat, nu Bach. Nu Dostoevski. Omenirea. Masa. Statistica. În mintea mea, din ce în ce mai insistent își face loc ideea unei providențe rele. Și trebuie să recurgem la ea dacă vrem să înțelegem derutanta evoluție a omului. În sfârșit, ultima citat pe care l-am scos pentru ilustrarea acestei defascinări legate de om, să te agiți prostește pe o planetă ratată. Nu, mai am. Orice naștere e o capitulare. O poziție uluitoare. Civilizația ar fi abjectă dacă n-ar fi condamnată. Deci avem șanse să scăpăm de oroarea numită om. O să dispărem oricum. Așa, asta în ce privește dezvrăjirea sau defascinarea legată de om-omenire. Acum, interesant e când ajunge la el, unde duritatea devine și mai mare. Silă de mine însumi, silă de lume. Prima datorie a fiecăruia la sculare, să se rușineze de sine însuși. Nu am alte preocupări decât regretul și remușcarea. Cu fiecare zi ce trece, mă disprețuiesc și mai mult. Nu te îndrepți cu vârsta, înveți doar să-ți camuflezi abjecțiile. Alta. Viața mi se pare mult mai suportabilă când mi-am acceptat abjecția ca pe un fapt irevocabil. 23 ianuarie. Mă trezesc cu remușcarea și adorm tot cu ea. Și ultima pe care am selectat-o. Mă simt atât de mic că îmi vine să-mi iau unii. Cum e posibil să fim atât de puțini? Astea sunt modurile în care, scriind, discursul despre tine și jurnalul devin credibile, au altă forță decât omul, ce minunat sună acest cuvânt. Cum l-a lansat recent la BCU un critic de la Observatorul Cultural pe Iliescu. A zis Iliescu omul cu o mare. Da, ok. Asta era în paranteză. Ce scuze pentru poluare. Concluzia la tot ce v-am spus este că a nu citi caietele e ca și cum ai refuza să te întâlnești cu tine. Cine are curajul, nu e vorba de niciun curaj, cine are plăcerea, cine își oferă bucuria să citească această carte, va avea o uluitoare întâlnire cu el însuși. Vă rog să încercați această metodă. Ea stă pe noptiera mea de 10 ani de zile. Din 2-3 zile deschid și citesc ceva. Am făcut o socoteală,
Sunt aici 1000 de pagini, am vreo 5-6 însemnări, sunt vreo 8000 de însemnări. Deci e timp să le citiți și le recitiți. Asta privitor la... Asta e cumva sfârtecare, da. De aici, despre cartea asta n-am să vă spun. E o carte tipic cioraniană, e făcută din câteva teme de gândire. Titlul e, pe urmă, îndeajuns de generos ca să acopere cam orice capitole de gândire. Dar am ales unul care are o, în care o premoniție arată ce înseamnă luciditatea unui gânditor. Sper să o găsesc imediat. Da. Vă rog să o ascultați și să vă gândiți la ce se întâmplă în clipa de față, în jurul nostru, în lume. În Europa, în Franța. Într-o seară, în metrou, priveam atent în jurul meu. Eram cu toții veniți de aiurea. Între noi, totuși, două sau trei chipuri de aici. Siluete stinghere, ce păreau să-și ceară iertare că se află acolo. E vorba de metrou parizian. Același spectacol și la Londra. Astăzi, migrațiile nu mai au loc prin deplasări compacte, ci prin infiltrări succesive. Aici a zbârcit-o. Te strecori pe nesimțite printre indigenii prea blăguiți și prea distinși spre a se mai coborâ la gândul unui teritoriu. După 1000 de ani de vigilență, se deschid porțile. Când te gândești la nesfârșitele rivalități dintre francezi și englezi, apoi dintre francezi și germani, ai spune că șubrezindu-se unii pe alții, n-aveau cu toții decât un singur scop, să grăbească ceasul ruinei lor comune, pentru ca alte specimene ale umanității să vină să le ia locul. Ca și cea de mult, noua Völkerwanderung va da naștere unui vălmășag etnic, al cărei etape sunt nevoite de prevăzut cu claritate. Sunt a nevoie de prevăzut cu claritate. În fața unor mutre atât de disparate, ideea unei comunități cât de cât omogene e de neconceput. Chiar faptul că o mulțime așa de pestriță este putință sugerează că în spațiu ocupat de ea, autohtonii nu mai au dorința de a salva nici măcar umbra unei identități. La Roma, în secolul al III-lea erei noastre, printr-un milion de locuitori, știți că avea Roma, începând din secolul I, abia 60.000 erau, se pare, de viță latină. Îndată ce un popor a dus la bun sfârșit ideea istorică pe care avea menirea să o închipeze, așa cum se subînțelege a dus-o în clipa de față civilizația Europei, nu mai are niciun motiv să-și apere diferența, să-și cultive originalitatea, să-și salveze trăsăturile din marea învălmășală a chipului. Ultimul obiect care se află aici pe masă, în fața mea, este o culegere din Lacrimi și Sfinți, interpretarea lui Răzvan Vasilescu, atenție, făcută de Răzvan Vasilescu. Deci acest actor remarcabil a venit într-o zi la mine și mi-a spus: dați-mi voie să citesc din Lacrimi și Sfinți, dar ce vreau eu? Lăsați-mă să fac selecția mea și să le pun în ce ordine vreau. Spus că chiar în ce ordine nu merge, da? Selecția, da. O știe pe din afară. Răzvan Vasilescu are o memorie cu totul anormală. Între colegii lui este un miracol. Deci a învățat, el e în stare, dacă ar fi acum aici, acest CD care ține o oră, să zicem, l-ar putea recita. E un omagiu pe care l-am făcut, nu mi-a părut rău, este, l-am ascultat pe drum, ca de obicei, în mașină, și este cutremurător. Este revelația geniului pur. Cartea a fost scrisă la Brașov, în unicul an când Cioran a fost profesor în viața lui, la liceul Șaguna, și a fost scrisă undeva pe dealul, cum se numește? Pe livada Poștei. Da. Asta e tot ce am vrut să vă spun. Aș vrea să adaug ceva pentru culoarea lui Cioran. Când era la Brașov, era profesor la Șaguna de filozofie
îi scria lui Mircea Eliade în București următorul lucru, citesc din memorie. Să ai conștiința unui Buddha și să fii profesor de filozofie într-un liceu de provincie, iată o tragedie. Pe spermatozoidul meu stătea scris: nefericire. Dacă suntem la capitolul Brașov, Cioran profesor, se spune că orele lui de logică și filozofie erau demente. Nu se apuca să predea ce a vrut Aristotel. Le vorbea copiilor într-un stil complet atipic. Și povestește, notează pe urmă, când am plecat în Franța cu o bursă, de fericire directorul liceului Șaguna s-a îmbătat. No, doar un panseu vreau să spun, și anume Cioran spune: toți au scris prea mult, chiar și Shakespeare a exagerat. Până și Shakespeare. Să știți, oricât aș fi de fericit, că eu fiind ultimul vreau să fiu cât mai scurt, dar nu știu că virgulă conform ceasului am un sfert de oră în față. Lup să nu vă țin chiar atât. Apropo de citate premonitorii și de invaziile barbare, să vă mai spun unul mult mai scurt din Cioran, din 1968, atenție, nu mai avem decât 2 ani, din 68. Peste 50 de ani, Notre Dame va fi moschee. Gândiți la așa ceva. Cioran, în corespondență, reapare în corespondența lui Paul Morin cu Chardon. Cred că era cam în aerul epocii. Și legat de invaziile barbare, mai este un citat în caiete. Apropo de turiști, el era îngrozit de hoardele de turiști care mătură Parisul și aruncă pe francezii de sușă Haut-Banlieue. În fiecare dimineață când mă scol, deschid geamul și sau ies pe ușă și văd hoardele de turiști, un singur cuvânt îmi vine în cap, un verb: extermine. Ăsta era omul despre care Marin Sorescu a spus că este cel mai mare geniu în a da cu oiștea în gardul planetei. Și acum revin, mi-am dat seama astăzi că sunt fix 30 de ani de când am scris primul articol despre Cioran, în iunie 86, în revista de istorie și teorie literară. Dar apropo de ce zicea domnul Cianu, că stă de ani și ani cu Cioran pe masă, pe noptieră, și eu fac la fel și nu mi-e teamă să spun o blasfemie, dar dacă vă sun așa, luați-o cu un bemol. Caietele lui Cioran pot fi citite exact ca Biblia, pe care știți că o deschizi în orice loc, o deschizi oricând, pici, nu știu cum, toată lumea pică exact pe citatul care îi alină sufletul în momentul respectiv. Este așa un maestru al autocontrazicerii, așa un om care spune cele mai diverse lucruri, cele mai mari antinomii, cele mai antitetice și contradictorii lucruri, le spune cu aceeași forță, ele contrazicându-se reciproc perfect. Deci în funcție de starea ta sufletească de erbartum, orizontul pe care îl ai, orizontul de așteptare, te duci direct pe el. Pentru că sunt întrebat de multe ori la întâlnirile mele cu elevi de liceu: dupre sonor, noi nu avem timp de lectură, nu avem alte chestii în cap, trebuie să ajungem în viață, suntem useless, helpless, hopeless, dați-ne 10 titluri, 10 cărți care, domnule, să ne toarne beton în noi, să ne armeze fondătura. Ei convinși că nu există, cum să-ți dau 10 cărți? Am răspuns la toate, zic, îmi cereți o singură carte, Marguerite Yourcenar, Memoriile lui Adrian, care intră în ea, care încape în ea toți stoici. Și acum plec de la ce mi-a zis Cioran în octombrie 90, mai fac o paranteză mică, un detur, pentru că eu aici sunt și un agent sub acoperire a lui Andrei Pleșu, pe care l-am lansat acum 2 ore și vreau să mai desolemnizez un pic chestia și să pun în contra, în tangerul celălalt, la fascinațiile lui muzicale. Nu doar Bach, Beethoven nu prea, Bach, Mozart și ceilalți, Brahms, să pun totuși și cealaltă parte. Eu sunt un om care în auzul căruia sună foarte bine și Vivaldi și Palestrina și Corelli, dar și Zavaidoc, dar și Făfănică Luca și Fărâniță Lambru. Cioran era ecăre, era sfârtecat, era înnebunit de țiganii unguri, lăutarii unguri, dar și lăutarii români erau la fel de el îl încântau nebunii și era fericit să vadă bețivii din Reșinari
dragă, n-am văzut oameni mai fericiți în viața mea. Erau beți dimineața la 5 și deambulau de un capăt al altul al uliței, nu rășea niciunul, nu făcea cu neomonie niciunul și prietenul meu, Zaprațan, care avea 2 mâini și 3 picioare, pentru că avea un falus extraordinar, se îmbăta, se sprijinea în genunchi în falus și striga: Doamne, iartă-mă că sunt român! Și ascultau muzică lăutărească într-o fericire nebună. Ăsta este omul care dă carnalitate celor mai teribile idei și are o umanitate formidabilă în el. Caietele astea, deci vă spun, răspund fiecăruia dintre dumneavoastră în funcție de ce așteptări și dorințe aveți. Dar lecția lor mare este buna resemnare. Formulea aparține lui Noica, dar de ani a vorbit Cioran în octombrie 90. Și mi-a spus: dragă, mă lua ca și eu, aș fi și eu tot așa un stoic, un bine resemnat, un om care nu vrea numai să știe ars vivendi, ci și ars moriendi. Și e bine să ne gândim în fiecare zi, o secundă la moarte, e singurul lucru sigur în viață. Și mi-a spus: noi ăștia care nu mai avem nicio iluzie, suntem fericiți, suntem singuri care nu mai așteaptă nimic. Tu te futi, omenirea este pierdută, tu suntem într-un creuzet, într-o crevasă, ne prăbușim, cum zic eu astăzi, sindromul Mr. Muscolo al planetei. Ne ducem tot mai repede ca bacteriile pe țeavă. Ori el mi-a spus atunci: învață-te să te împaci cu toate. Buna resemnare nu e blazare. Înseamnă bună resemnare, să are o poziționare bună față de tine, față de moarte, față de lume, față de Dumnezeu. Și el știe să ia și nord, și sud, și est, și est. Gândirea lui merge pe toate cele 4 puncte cardinale. Încât când vin la elevii de liceu, le spun că e foarte simplu, mai mult de 10 titluri n-aveți vrei. Stați liniștiți. Luați totuși, îmi pare rău că trebuie să vă spun, Biblia și citiți măcar Ecleziastul, Cartea lui Iov și ceva psalmi. Cu ei puneți deoparte, intrați deja în lume. Pe urmă, treceți în manualul lui Epictet, mergeți în scrisorile către Luciliu ale lui Seneca, mergeți în cugetările lui Marcus Aurelius, ajungeți la Pascal, firește, dacă aveți timp, Montaigne, Bovnar, La Rochefoucauld, Chamfort, dacă nu, Schopenhauer, Nietzsche, Cioran. Caietele lui Cioran încheie toată această perfectă lecție de bună resemnare și vă asigur că veți trăi viața cu bucurie fără margini. Pe de altă parte, nu noi am spus-o, ci francezii, secolul 20, filozoficește, începe sub semnul lui Nietzsche, îl are pe Heidegger la mijloc și se încheie cu Cioran, la capătul celălalt. Și îndrăznesc să spun, dragă Horia, că e mai mult, Jean-François Revel a spus, nu cel mai mare stilist, că aia deja arată o profunzime a suprafețelor, a spus, le plus grand écrivain. Sigur, tot la stil cred că se referea, dar este un scriitor pur și simplu. Închei până a le spune tinerilor, care, slavă Domnului, sunt aici, atunci când ne gândim că noi români, în mazochismul național, în fatalismul mioritic, suntem ultimii oameni din lume, cei mai răi, cei mai, să ne gândim numai la un singur lucru. Am avut 4 oameni între alții care au scăpat din comunism, care au scăpat din lagăr. Oamenii de care Zigu Ornea într-o zi mi-a spus, au scăpat. Zic, domnul Ornea, dacă i-ați fi rași și pe ăștia la canal, altceva era. Și gândiți-vă, ce au făcut acești oameni? Mă rog, Brâncuș este pe primul care a schimbat definiția artei moderne în dicționarele din America. Un țăran din Gorj. Mircea Eliade scapă din țară și schimbă definiția istoriei religiilor în America și pe toată lumea. Eugen Ionescu, care juca teatru țăcănit la liceul Saba, naște teatru absurd împreună cu Beckett în Europa, de unde era să plece absurd dacă nu invit aici. Iar Cioran este ultimul mare filozof al secolului 20. Deci închei prin a pleda pentru această carte în care găsiți absolut orice, oricând vrea sufletul fiecăruia dintre dumneavoastră. Cât despre carte și de ce a continuat el să scrie cărți, deși a pronat ideea inutilității absolute a cărții, a spus chaque livre est un suicide différent. Fiecare carte este o sinucidere amânată. Cât despre filozofare, are cea mai frumoasă și cioraniană definiție, filozofe, le passant d'un vipère elegiac. Răgazul gânditor al unei vipere elegiace.
Eu așa imaginez întotdeauna, stă ușor cu limba potrivită, chiar trebuie să-ți facă pic, 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 la cea mai mică gândire pozitivă. Vă mulțumesc! Cioran lucrează prin delegație. Da.